Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Botin, bine ați venit la Dialoguri Incomode. Am stat și m-am gândit foarte mult despre ce să vorbim în această emisiune și am găsit două subiecte care poate au legătură între ele, vis-a-vis de modul în care există concepții, oarecum greșite, vis-a-vis de ceea ce înseamnă oameni aflați în nevoie. Și o să venim și o să mergem întâi la oamenii aflați în nevoie în România și apoi o să mergem la alți oameni aflați în nevoie care sunt în alte părți în lume și vorbim de refugiații din Siria. Ei bine, dacă vorbim de România, vă spun că sute de oameni au avut nevoie de ajutor, iar în mai multe locuri intervențiile salvatorilor s-au desfășurat în condiții extreme. În județul Bacău, de exemplu, pompierii au salvat 10 șoferi inconștienți care se aventuraseră pe drumuri, deși autoritățile i-au avertizat că vântul sufla cu putere, iar zăpada este viscolită pe șosea. Printre mașinile blocate se afla și o ambulanță care transporta un pacient spre spital. Intervenție la limită și în județul Neamț, ambulanța a ajuns cu greu în comuna Icusești la un bebeluș de 3 luni cu febră. Viscolul a lovit puternic în zona, astfel că localnicii s-au trezit blocați în troiene. Dă-i și înainte! Și acum bate iar! Hai, dă-i cu ei, mă! Păi să-mi pingi, mă, leac cu ea, mă, la urmă. Păi dă-i dat înapoi, dă-i așa, leacă! Așa s-au chinuit pompierii de la Isul Bacău ore bune după ce un microbuz a derapat și a blocat drumul. Imediat s-a format o întreagă coloană de mașini. Printre acestea o ambulanță a Serviciului Județean de Urgență care transporta un pacient grav bolnav de nevralgie intercostală, o afecțiune medicală rară și foarte dureroasă. În cele din urmă, după eforturi uriașe, salvatorii au reușit să deblocheze șoseaua, iar bolnavul a ajuns în siguranță la spital. Intervenție foarte dificilă din cauza vântului foarte, foarte puternic care fulbera zăpada. S-au făcut eforturi supraumenești. Echipajul a plecat de pompieri salvatori, a plecat împreună cu cel medical până spre municipiul Bacău. Pompierii au însoțit până la unitatea de primiri urgențe pentru a se asigura că nu, echipajul medical nu va mai întâmpla alte probleme pe traseu. Tot din cauza vremii, două gravide au născut acasă. Cel mai greu a fost pentru o tânără de 19 ani în Constanța, care a dus bebelușul pe lume cu ajutorul indicațiilor medicale primite prin telefon. Deși rudele fetei au sunat disperate la 112 încă de când aceasta a intrat în travaliu, din cauza troienelor care atingeau chiar și 5 metri înălțime, echipajului medical i-a fost imposibil să ajungă la timp. Tânăra mămică s-a descurcat însă, iar copilul este sănătos. A fost preluată la mai puțin de 10-15 minute după naștere. Este vorba despre o fetiță. Atât copilașul cât și mama acestuia au fost preluată de un echipaj mixt format din paramedici MURD și angajat al RHDP împreună cu ambulanță sosită la fața locului. Și în județul Neamț, în localitatea Icusești, autoritățile au fost nevoite să intervină de urgență pentru a transporta la spital un bebeluș de doar 3 luni care avea febră. Din cauza viscolului care a lovit localitatea, oamenii au rămas blocați de troiene. A fost nevoie de numai puțin de 5 ore pentru ca echipajele de dezăpezire să reușească să facă drum printre nămeți. S-a intervenit cu prima autofreză mică, nu s-a putut, am intervenit cu a doua freză mare, am ajuns. În cele din urmă a scos copilul. Într-un final, micuțul a ajuns în siguranță la spital, unde a primit îngrijiri. Tot în aceeași localitate, un om a murit din cauza frigului. Bărbatul, care suferea și de un handicap fizic, a intrat în șoc hipotermic și nu a mai putut fi salvat. Cine a avut grijă de el, cam l-a neglijat. Am ajuns la el, eram intervenit cu două ambulanțe, cu mijloacele, l-am trimis, dar în cele din urmă îmi pare rău, sincer îmi pare rău că mi-a declarat spitalul că a decedat la urmă. Bun, situații și salvări la limită în țară, șoferi inconștienți care pleacă sau ocolesc semnalele polițiștilor, dar de asemenea încă de vineri, de când a venit viscolul, iadul ăsta albă peste România, în țară au fost foarte multe cazuri, mai ales de șoferi surprinși, culmea, de iarnă, iarna, culmea, în ianuarie, de viscol, după ce toată media și nu numai a urlat cod roșu de viscol și zăpadă, nu plecați la drum.
Și aș vrea să lămurim un pic toate poveștile astea, pentru că există lucruri cel puțin ciudate. Pe frigul de afară sunt oameni ai străzii care nu vor să meargă în adăposturi și toată lumea se întreabă de ce. Sunt șoferi care pleacă la drum. Mi-aduc aminte vineri că am intrat în direct cu un șofer de pe autostradă, de pe A2. Am intrat pe la ora 13.30 cu el în direct și îmi spunea că de la 5.30 dimineața stă blocat în Troiene pe autostradă, fără apă, aproape fără combustibil și cu copii mici în mașină. Și în cazul lui mai erau câteva zeci de mașini acolo. Și aș vrea, nu știu, poate încercăm în prima parte a emisiunii să vă trezim cumva în sensul că, domnule, când lumea spune că stați cu mintea acasă, nu plecați la drum, nu ieșiți din casă, aveți grijă, e bine să faceți lucrul ăsta. Și vreau și eu să știu ce resorturi îi animă pe teribiliști ăștia, care mai apoi se plâng, vezi, Doamne, că au venit salvatorii, ne-au luat și ne-au lăsat la marginea orașului Fetești, știți cazul, sau mă rog, chestii de genul acesta. Alături de mine și îi mulțumesc pentru efort în studio Mirela Zivari, psiholog. Bine ați venit, doamnă. Bună ziua. Bun, dacă se poate, lămuriți-mă, luminați-mă și pe mine, ce în capul oamenilor ălora care au văzut rulând la televizor, la radio, bă, numai cu goarna nu s-a dat și cu călărețul pe stradă. Dom'le, nu plecați la drum. Mare parte din acești oameni nu se uită nici la televizor, nu vor da pe un post național de radio unde această informație a fost transmisă din oră în oră, pentru că noi avem senzația, acum când dumneavoastră comentați, aveți o percepție distorsionată asupra felului în care oamenii își iau informații. Mai mult vorbim despre nenumărați șoferi de tir, oameni care sunt experimentați, oameni care, de la care te aștepți să ia în considerație și să fie mult mai preventivi atunci când pleacă cu camioanele de dimensiune și de tonajul de cele mai multe ori e greu de stăpânit, mai ales când vorbim despre iadul alb. Însă, e vorba de o evaluare pe termen scurt pe care acești oameni o fac și mai mult se bazează pe experiența lor din trecut. Mai mult, cei care au rămas blocați pe A2 au declarat că atunci când au pornit pe autostradă, vremea nu părea să fie atât de rea. Prin urmare, au luat câteva elemente la îndemână din realitatea imediată și anume, sunt un șofer experimentat, de obicei autostrăzile sunt primele drumuri care sunt curățate și care dispun de o atenție sporită, așa cum se întâmplă în Occident și mai mult, vremea e bună. Uite, degeaba au spus la televizor că va fi viscol, că zăpada va fi troienită, uite că lucrurile nu stau așa. Eu voi pe fereastră acum și e bine. Și atunci evaluarea se face fix din perspectiva ta a omului care privește pe fereastră și care observă că nu e chiar așa cum se spune. Prin urmare, oricât de mult am vrea noi și să considerăm că informațiile amenințătoare care țin de prevenție vor fi spuse neîncetat și anul acesta și peste un an și peste 10 ani, chiar și peste 50 de ani, vom avea situații, poate din ce în ce mai puține, dar vor fi situații în continuare, de oameni care vor pleca la drum în condiții pe care nu le pot stăpâni, fără să aibă o rezervă de apă, fără să aibă o rezervă de hrană și așa mai departe. Motivația lor a fost, am ascultat și eu și spuneau, am plecat la drum pentru că copiii se aflau în tabără la Brașov. Am luat nepoței în mașină ca să se bucure și ei de zăpadă. Nu pot, deci omul respectiv nu a gândit și nu a avut nicio clipă reprezentarea în mintea lui a ceea ce îi se va întâmpla. Pentru că este greu dacă nu treci printr-o experiență de acest gen să înțelegi, să resimți felul în care scurgerea timpului stând întroienit pe marginea unui drum sau pericolele colaterale care survin în momentul în care te afli în acea situație ar putea să te afecteze. Da, într-adevăr, numai că, repet, noi facem evaluări pe termen scurt. Niciodată nu suntem învățați să gândim în perspectivă, să avem o conduită proactivă. Da, totuși când pleci la drum și e iarnă, dă un colo de treabă, adică te gândești, a țipat internetul, da, cod roșu, băi, te uiți undeva, e imposibil până la urmă. Și dincolo de asta existau încă de vineri dimineață mașini ale poliției, ale circulației, la capetele autostrăzii, da?
care, mă rog, avertizau într-un fel, da, avertizau într-un fel oamenii, domnule, vezi că e o problemă acolo. Să zicem că n-au luat în considerare toată chestia asta, domnule, dar este imposibil, trăim în secolul 21, adică când spune, când se răstogolește povestea asta, cod roșu, toată lumea se uită la meteo, la știri. Mai nu te uiți la știri, dar te uiți la meteo, nu da? Nu e adevărat. Nu. Nu, oamenii păi, nu sunt dornici să ia informații și să-și gândească un plan de acțiune înainte să ia o decizie. Și lucrurile acestea le putem vedea în foarte multe tipuri de comportamente umane, absolut negândite și care ne sunt la îndemână. Numai de mult de o lună și ceva am observat că noi, cei care ne informăm, trăim într-o altă lume decât marea majoritate a celor care iau decizii pe bază a unor informații personale, decizii emoționale. Deci, pe bună, există oameni, ăștia fac parte din da, sunt conaționalii noștri și sunt oameni pentru care și noi trebuie să avem îngăduință și toleranță și să încercăm să învățăm să gândească. Mă, înseamnă că eu am fost lipsit de toleranță pentru că cred. Bănuiesc că am fost singurul moderator de televiziune care a intrat în legătură directă cu, zicem că știți că noi facem ăștia din televiziune, domnule, se distrează zeci de mașini într-o ene și luăm legătura cu ăștia că îi pun pe Facebook, da? Da. Suntem nu știu ce. Și l-am întrebat în direct, zi-mi și mie, te rog frumos, de ce ai plecat, omule, la drum dacă era cod roșu? Și n-a fost în stare să-mi dea niciun răspuns. Pentru că avea o problemă, pentru că își dorea să ajungă din punctul A în punctul B, pentru că unii și-au argumentat nechipzuita acțiune pentru că trebuiau să meargă la o mormântare, alții pentru că și-ar pierde serviciu și așa mai departe. Adică sunt lucruri care în mintea omului funcționează diferit, da? Da. Deci nu contează că e un pericol mare, un cod roșu de zăpadă și de viscol, mai degrabă, în 90% de cazuri, te va face un astfel de sinistrat pe marginea drumului. Cel mai probabil, dacă îți iei în calcul și informațiile... Și tu zici că stai că mă duc, trebuie să ajung eu, nu știu ce, da, la nu știu ce cumătrie, la nu știu ce botez, da, la nu știu ce mormântare, riscând viața mea, a inconștientului din mine, dar riscând mele și viața copiilor, a soției sau, mă rog, aparținătorilor, cine era sau în mașină, alți oameni care se chinuie, oameni, nu? Se chinuie să îi scoată din zăpezi pe cei care s-au aventurat în... Și mergem mai departe pentru că am văzut și reacții de, și vreau să le explicăm, că poate e curios să abordăm și din punctul ăsta de vedere. Unii dintre sinistrații ăștia, să le spunem așa, au ajuns până la urmă la benzinăriile astea care sunt pe autostrăzi și nu știu ce. Au venit șenilata, i-a luat cu șenilata și șenilata i-a dus undeva la marginea orașului, la Fetești, de exemplu, da? Și au sărit, vai, că ne-au lăsat la Fetești. Dar unde trebuiau să vă ducă? La nuntă, la botez, la cununie? Adică a apărut și reacția aceea de nervi la adresa salvatorilor. Adică, băi, voi ați venit cu șenilata să ne scoateți de acolo, că noi am fost inconștienți și am mers și ne-am blocat acolo și era să murim și noi și asta. Păi dacă i-ai dat un deget, așa, trebuie să-i dai toată mâna. De ce nu m-ai dus, de exemplu, tu pe mine să mă duci la București, pe mine la Câmpul Lung, că aveam treabă și așa mai departe? Da, pentru că nu avem educație și vorba românească spune că dacă îi dai omului un deget, trebuie să îi dai toată mâna, pentru că altfel va fi nemulțumit. Și de cele mai multe ori, mai ales în situații de criză, de oameni care au stat niște ore bune trăind și conștientizând că sunt la un pas de a-și pierde viața, reacțiile lor sunt extrem de ciudate. Iar partea agresivă, furioasă a celor care își doreau să fie duși exact la destinație exprimă destul de clar de ce ne-au reacția lăsat la marginea civilizației, de ce nu ne-au lăsat în benzinărie sau de ce nu ne-au dus mai încolo sau mai încoace. Hello. Repet, reacțiile agresive de cele mai multe ori sunt la îndemâna noastră, mai ales când trecem prin situații pentru care nu avem mecanisme de adaptare, nu știm ce să facem. Bun. Apropo de mecanisme de adaptare și de modul în care reacționăm, am auzit azi o știre conform căreia ambasadorul Marii Britanii, nu știu cine l-a întrebat pe ăsta, dar ambasadorul Marii Britanii s-a arătat plăcut surprins de modul în care s-a dezăpezit pe arterele principale din București, dar era vai îngrijorat el, ambasadorul Marii Britanii, avea el o problemă, că pietonii săraci sunt nevoiți să meargă pe stradă, că e zăpada pătrătoare. În contextul în care ninge și intervenția a fost foarte grea și zăpada, n-ai cum să o mai și încarci, să o mai duci acum. Aștept să se mai
potolească viscolul. După aceea o încarci. Adică și ideea asta de a ne băga în seama asta, din ce resorturi vine? Bănuiesc că fiecare... Dar nu că e bănuiala, că aici sunt în calitate de specialist. Da, nu pot acum să știu exact dacă cumva ține de o strategie de PR și de proslăvire a extraordinare intervenții din acest an, care nu e cu nimic diferită de anii trecuți, pentru că realmente trebuie luate în considerație condițiile de mediu. Acum așteptările oamenilor sunt exagerat de mari. Iar faptul că nu se pot curăța străzile, arterele principale, trotuarele, într-un timp relativ scurt, ține de faptul că noi încă suntem și funcționăm, când e vorba de a interveni într-o astfel de situație, cu lopata. Noi suntem încă în alt secol. Niciunde în această lume, dacă ar fi experiența domnului ambasador al Marii Britanii, să ne spună în acele puține zile, poate la câțiva ani când ninge în Anglia, cum și ce utilaje au ei pentru a dezăpezi chiar și trotuarele. Nu se fac la lopată. Nici de cum. Bun, da. Acum fie vorba între noi. Deci te bagi în seamă așa ca să ce? Bănuiesc că... Poate a vrut să spună că românul nu pune mâna pe lopată. Eu am văzut destui români care au pus mâna pe lopată și am mai văzut și apariția meseriei de sezon, lopătarii. Da, și lopătarii sunt cei care se duc în cartierele bogate și care, în schimb unor sume, îți deblochează mașina din lumeți. E 100 de lei să-ți curețe curtea și trotuarul din fața curții. 100 de lei curtea și trotuarul? Da. În Pipera, pe unde? Acolo nu, 200. Chiar și la câteva străzi de studio dumneavoastră. Da? Da, atâta costă. Așa, o mașină e între 20 și 50 de lei dacă e adăugat. Adică sunt niște lucruri bune și oamenii se adaptează. Nu, pe mine mă interesa așa, avem mereu niște nemulțumiri de genul acesta, avem nemulțumiri de exemplu că afară e gheață, și alunecăm și ne rupem picioarele. Avem mari nemulțumiri, dar nu ne întreabă nimeni ce căutăm noi acolo. Pentru că sunt oameni nevoiți să iasă din casă. Și nu e, și chiar dacă nu e nevoie, nu doar ei trebuie să... În mare parte, dacă mergem acum la orice spital, fie că vorbim de București sau de orice oraș din această țară, vom vedea clinicile de ortopedie pline. Pentru că sunt, așa cum spuneam, oameni care nu și-au făcut provizii nici de pâine, nici de ulei, nici de apă și trebuie să iasă din casă și nu au altfel cum. Dar nu e mai bine pentru noi să încercăm să ne facem niște provizii? Iar ne întoarcem la conduita preventivă. Și vedem la televizor că totuși e cod roșu și că domnul Botin, până când o să ajungem să avem în casă celebrul rucsac pe care îl au japonezii inserat în structura patului pentru cazurile de cutremur, o să mai treacă foarte mulți ani. E adevărat că mulți oameni trebuie să meargă la serviciu, mulți vor să-și ia mâncare și nu știu ce. Bun, dar vedeți că toată lumea își vor să frustrările astea când se întâmplă ceva, în general pe autorități. Eu nu vreau acum să apăr autoritățile, că modul în care autoritățile au știut încă o dată să intervină este același. Adică au aflat că este iarnă. În schimb, au avut foarte multă treabă și uite, a fost și foarte frig, o noapte de coșmar pentru locuitorii din București și din județul Ilfov. Din cauza gelului năpraznic, peste 500 de oameni au sunat la 112, mai mult de 300 din aceștia au fost încadrați drept urgență de cod galben sau roșu și la Iași au apărut primele victime ale frigului. Vedem imediat materialul. Un bărbat de 69 de ani din Iași a ajuns de urgență la spital cu degerături la ambele mâini. În același județ, un cioban în vârstă de 47 de ani a fost găsit pe marginea drumului cu hipotermie. Bărbatul a căzut ca secerat la pământ după o criză de epilepsie, iar de la începutul iernii și până acum, 6 oameni fără adăpost au murit din cauza frigului. Gelul a făcut ravagii și în capitală. Sute de oameni au avut nevoie de ajutorul medicilor. 530 de persoane au solicitat intervenția ambulanței, dintre acestea 298 pentru motive de solicitare care au fost încadrate la codul de urgență galben sau roșu. Multe persoane, 31 la număr, au solicitat deplasarea lor către un adăpost deoarece sufereau de frig. De asemenea, 10 paciente gravide au fost transportate la spital, una dintre ele după ce a născut la domiciliu. Au fost 12 persoane care au suferit fracturi, dintre care 2 în locuri publice.
De la începutul anului și până acum, numărul solicitărilor la ambulanța București a depășit 13.000, cu 30% mai mult față de aceeași perioadă anului 2016, susțin reprezentanții instituției. Iar din cauza numărului mare de solicitări, raportat la numărul mic de angajați, oamenii pot aștepta după ambulanță mai bine de 2 ore. Pentru a preîntâmpina incidentele, medicii vin cu sfaturi pentru cei nevoiți să iasă afară pe ger. Trebuie să îmbrace adecvat, cu mai multe straturi de îmbrăcăminte din lână sau bumbac, îmbrăcăminte care să țină straturi de aer între ele, în așa fel încât să păstreze căldura corpului, încălțămintea să fie din piele și să fie rezistentă la apă, iar șosetele, ciorapii să fie de lână dacă se poate. Medicii atrag de asemenea atenția că vântul și umezeala accentuează hipotermia și duc rapid la instalarea degerăturilor. Primele simptome includ furnicături și înțepături, după care pielea se înroșește și se descoamează. Apar apoi bule care arată ca niște arsuri și se instalează tulburări motorii. În formă gravă se poate ajunge până la amputarea degetelor afectate. În caz de hipotermie, primul ajutor constă în găsirea unui adăpost sau spațiu încălzit. Până la sosirea medicilor, așezați victima pe o suprafață uscată care să o protejeze de răceala solului și îndepărtați hainele umede. În niciun caz nu frecați și nu masați victima, ci doar încălziți-o progresiv. Nu așezați însă părțile degerate pe sobă sau calorifer, deoarece tulburările de sensibilitate pot duce la arsuri. Da, uite, 31 de persoane au solicitat deplasarea lor de la ambulanță către un adăpost, deoarece sufereau de frig. Multe alte persoane cu degerături, hipotermie și așa mai departe. E doar un număr mic. Ne uităm pe fereastră, vedem că e frig, ne îmbrăcăm. Dar sunt oameni care nu au unde să locuiască. Sunt oamenii străzii, da? Oamenii străzii care peste celelalte anotimpuri stau în mașinile dezafectate sau vedeam astăzi cazul la televizor a unei femei care și-a pierdut și serviciul și casa și stă într-un cort și a refuzat să meargă la un adăpost. Oameni care se ascund prin scări de bloc, prin canale, dar care acum nu au mai primit sau nu și-au mai găsit locul și au ajuns să ceară în sfârșit ajutorul. Însă ei de obicei nu stau foarte mult în aceste adăposturi pentru că adăposturile în sine, așa cum în primul rând nu sunt suficiente ca număr de locuri, iar condițiile de acolo și oamenii care populează și care ar trebui implicit să aibă și pe cei care să-i monitorizeze, îi sperie de foarte multe ori pe cei aflați în stradă, mai ales pe femei. Și cunosc astfel de cazuri. Ce se întâmplă la adăposturile astea? Vorbim despre oamenii străzii, vorbim despre consum de substanțe, de comportamente agresive, vorbim de foarte multe mizerie, de păduchi. Astea sunt declarațiile celor care au ajuns să treacă măcar o dată printr-un adăpost. Există de asemenea foarte multe ONG-uri în această țară, chiar și în București. Aseară am întâlnit de la ONG-ul numit Carusel. Chiar directorul ONG-ului era la volanul microbusului care strângea oameni de pe stradă pentru a-i duce în adăpostul de pe strada Cristian Tell. Un lucru pe care, nu știu, ăsta e omul zilei, am putea spune, pentru că în fiecare seară în Cristian Tell sunt oameni de pe stradă care primesc un pat, stau la căldură, un ceai și ceva de mâncare. Da, ăștia, oamenii de pe stradă, cei care sunt nefericiți de soartă până la urmă, da? Ei cam sunt știuți de autorități. Există poliții locale, poliția de primărie, ei cam știu pe unde stau, pe unde nu știu ce, da? Eu acum câteva săptămâni era un raport dat de poliția română privind monitorizarea și gradul de infracționalitate pe care îl au și îl monitorizează permanent din rândul oamenilor străzii. Deci ei sunt foarte bine cunoscuți, știe fiecare sector, fiecare eu stradă, unde sunt și ce sunt. Eu nu vorbesc de ăștia care consumă și care sunt recalcitranți și care nu vor să părăsească canalele și nu știu ce, dar vorbesc de acei bătrâni pe care îi vedem ocazional și care stau vai mama lor și se adăpostesc pe unde se adăpostesc. Că bine, spune de o doamnă care stă nu știu ce corcă și a pierdut nu știu ce și mulți alții care stau în mașini și nu. Ăia știu, polițiștii de la polițiile astea locale știu, da? S-a dat cod roșu.
de viscol, de frig, de temperaturi care ajung noaptea până la minus 20 și ceva de grade, da? Nu poți să supraviețuiești, este aproape imposibil, da? Am fost odată la spital la Floreasca, dacă nu mă înșel. Acolo este un grup de oameni ai străzii care doarme în interiorul spitalului într-o sală de așteptare și se vede de afară, cum, da? Și primesc oamenii de acolo pentru că e inuman să nu-i lași. Dar eu zic așa, de ce, dacă autoritățile sunt autorități, ăștia de pe la primării, da? Și știu pe ăștia, de ce nu vin și să îi ducă undeva, nu știu, într-o clasă de școală, undeva, nu contează, să-i ducă undeva. Domnule, în mare parte... Să ia, adică, cumva... Oarecum forța, domnule, decât să mori, vină cu noi aici. Nu în adăpostul ăla plin de păduc și de ce mai ai bine, pe acolo. Până să inventăm alte adăposturi, am putea să creăm condiții umane în adăposturile deja existente. Am putea să încercăm să avem grijă față de acești oameni, nu doar atunci când sunt minus 25 de grade, pentru că acești oameni sunt, așa cum spuneați, cunoscuți și ei sunt victime vulnerabile din foarte multe puncte de vedere. Și după aceea mergem încet, încet și calculăm care sunt costurile sociale. Dar ne interesează? Ați văzut pe cineva interesat? Din păcate nu ne interesează. Eu acum aș vrea să vă dau un exemplu, doamna Zivoare, și să judecăm fără patimă, da? A apărut un cod roșu, București și nu numai, țara este sub zăpadă, sub viscol, da? Luăm camera de luat vederi și mergem unde? Mergem să ajutăm, da? Și vă dau acum exemplul. Mâncare caldă și haine pentru oamenii fără adăpost din zona Gării de Nord. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a împărțit alimente și îmbrăcăminte celor defavorizați pentru ca aceștia să facă față mai ușor gerului. E bine pentru că timpul ăsta nefavorabil, e prea frig. E bună supa? E foarte bună. Da, e ok. Primarul Capitalei Gabriela Firea, alături de primarul sectorului 6 Gabriel Mutu, au împărțit mâncare caldă și haine persoanelor fără adăpost din zona Gării de Nord. Aproape 50 de oameni au venit să primească ajutoarele. Este binevenită o supă caldă pe vremea asta? Este, nu, este, că dacă stăm pe stradă... Gestul primăriei a fost bine primit de oamenii nevoiași. Ce ați primit aici? Nu știu, și cadou, și mi-a ghițat picioarele, nu mai pot. Adică vă vor fi de folos? Mănuși, cred că sunt aici. Vă vor fi de folos toate acestea? Categoric, pe frigurile astea. Mi s-a dat ajutoare, mănuși. Edilul Capitalei a avut un mesaj pentru bucureștenii cu dare de mână care vor să-i ajute pe cei care stau pe stradă. În această perioadă, chiar dacă sunt foarte mulți bucureșteni milostivi și vor să ajute cerșetorii, oamenii străzii cu bani, nu prea este indicat. Mai bine să le dea alimente, îmbrăcăminte, medicamente, dacă sunt de specialitate, pentru că banii se transformă în alcool și droguri. Bun. E foarte bine ce face doamna primar, că s-a dus și le dă o mâncare caldă. Dar am o întrebare, doamne, nu putem să facem fiecare zi chestia asta? Ba da, mai că e vorba de... Că suntem o capitală bogată. De voință și de a gândi acele fonduri care există în fiecare primărie pe proiecte care realmente să aibă o finalitate sau să respecte un principiu de respect asupra vieții. Ne interesează să facem proiecte legate de luminițe, de floricele, de lucruri pe care în multe alte capitale europene, mai ales de când s-a instalat criza economică, s-a renunțat în a consuma banii publici pe lucruri neimportante. Însă, măcar e un prim pas, mi-ar plăcea să văd și mâine și poimine și ulterior în cadrul primăriei să se gândească un proiect pentru oamenii străzii și poate niște ani de zile să nu mai avem astfel de situații. E o dorință. Vom avea întotdeauna, adică ei sunt peste tot. Noțiunea de homeless este cunoscută și un cuvânt care nici nu mai are nevoie de traducere pentru că deja e implementat cam peste tot în varianta asta. Ideea însă este în felul următor, că nu doar ONG-urile se ocupă de oamenii ăștia, sau ar trebui să se ocupe de oamenii ăștia, pentru că și eu știu și, slavă Domnului, am văzut destule capitale în lumea asta în care primarii din capitala respectivă aveau serviciu special pentru homeless în cadrul unei asistențe sociale lărgite, nu pe sectoare cum avem noi, iar oamenii ăștia fără adăpost erau foarte atent monitorizați, iar dincolo de ONG-urile alea care acolo nu fac acest lucru, decât foarte rar, acest serviciu, pe lângă asistență medicală,
dădea și hrană și nu la locul unde stăteau ei homeless, ci la niște locuri foarte bine delimitate și veneau la hrană. Și mă gândesc așa, știi, de ce avem noi întotdeauna senzația când apare o urgie prin România, să apărăm la televizor să spunem, wow, ce multe facem noi și cât ne e de grijă. Fără a o critica, gestul este foarte frumos și sper să o țină doamna Firea, gestul ăsta. Dar, în general, facem chestia asta și după aceea uităm că ne băgăm în alte trăznări politice și tot felul de tocmai tânte. Pentru că nu a fost o politică clară, coerentă, privind felul în care acești oameni ar trebui să fie reașezați într-un fel pe un făgaș de viață normală, pentru că nu există interes vis-a-vis de a le oferi un loc de muncă. Mi-aduc aminte de acum câteva luni, chiar la dumneavoastră în studio, o persoană ieșită de foarte puțină vreme din închisoare, care nu avea unde să locuiască, își căuta un loc de muncă și toate încercările până în acea zi se opreau în momentul în care se afla că are cazier. Sau și mă întrebare acel om, zilele astea unde, în ce adăpost o fi sau în ce gură de canal și-o fi găsit adăpost? Pentru că atunci când a ieșit din pușcărie, familia nu l-a mai primit și niciun alt om nu s-a găsit pentru a încerca cu adevărat o reintegrare a lui. Este adevărat, iar este doar un exemplu. În cazul acela concret, din păcate spun, vinovați am ieșit tot noi, cei care am mediatizat cazul, pentru că omul avea niște așteptări fenomenale, dacă s-ar fi putut să-l angajăm noi sau să-i dăm noi bani sau nu știu ce. Sunt oameni și oameni. Cu siguranță, în disperare, ceea ce se întâmplă și la disperare, în disperare poți să te gândești că orice om care s-a uitat la tine ar trebui să fie să te salveze. Pentru că așa funcționează mintea omului aflat în stare de criză. Se agață de orice pentru a ieși din neputință. Iar faptul că atunci a fost chemat aici, era de așteptat să aibă o serie de dorințe vis-a-vis de a-și schimba viața după ce iese din studio de televiziune. Nu e singurul, de altfel. Da, o să vorbim de niște oameni care nu mai sunt nici măcar ocazional sinistrați, ci sunt sinistrați pe viață. Și o să vorbim despre drama refugiaților din Siria. Alep este locul în care Dumnezeu nu mai vede de ceva timp ce se întâmplă acolo, din păcate. Iar Mirela Zivari a fost în concediu. Ce a făcut ea în concediu? Să vedem imediat, după câteva minute de publicitate. Bun, am revenit, doamnelor și domnilor. Dacă vorbim despre, am vorbit despre sinistrații noștri autoprovocați, cumva, pentru că nu se informează, dar și pentru că de multe ori în România, când vine iarna, s-a terminat cam totul, a paralizat cam totul. Haideți să vorbim un pic despre sinistrații aia, despre care tot se vorbește de ceva timp, despre refugiați de această dată. Refugiații sirieni care vin din Alep, orașul groazei, unde, mă rog, am spus, Dumnezeu s-a întors cu spatele. Mirela Zivari a fost acum de sărbători. N-a fost la distracție, nu? A fost la... sau și la distracție? A fost în taberele acelea de refugiați, nu? A fost într-o vacanță și mi se întâmplă mie în viață să ajung în locuri despre care nu știam foarte multe lucruri și le iau drept lecții și chestiuni care să ne canalizeze într-un fel spre acțiunile viitoare. Am întâlnit o familie de români, români naturalizați, care fac drumul România-Grecia, Salonic și multe orașe din Grecia în tabere de refugiați. Familia Faisal Mohamed din Timișoara, da. Soț și soție, care ar fi trebuit să vină în emisiune aici, însă a fost viscol, s-a întâmplat ceva în tabăra aceea, este aceeași vreme și în Grecia, au căzut corturile în tabăra aceea, e jale, și s-au dus de urgență în Grecia, au înfruntat viscolul, s-au dus în Grecia să ajute, ei sunt acolo, am vorbit cu ei înainte de a intra în emisie și au spus, domnule, e o situație disperată, vă rog. I-am cunoscut pe acești oameni, mi-au povestit ce fac ei de multe luni bune și i-am întrebat dacă au nevoie de ajutor. Și pentru că era nevoie de ajutor,
și e nevoie de ajutor în fiecare zi de voluntari, am decis să merg alături de ei și să fiu încă două mâini în plus la toată treaba pe care ei o aveau de făcut în mai multe tabere, pentru că vorbim despre multe orașe, despre zone întinse, câmpuri în care sunt montate fie corturi, fie sunt clădiri în care se țineau înainte cerealele sau sunt acele construcții în care stau de obicei muncitorii. Și în felul acesta am avut ocazia să văd o altă lume, să văd durere, suferință, deznădejde, moarte, efectiv moarte, și să întâlnesc povești, mai ales spuse de copii, cutremurătoare. Pentru că ceea ce au văzut acești oameni, mai ales copiii, este absolut de neimaginat. Asta nu sunt doar știri. Pe ecran, acum sunt fotografiile făcute de dumneavoastră, nu? Da. Înțeleg, acolo, da? În tabăra de refugiați. Sunt siriene care au fugit de război, nu? De ce se întâmplă? Sunt sirieni care au stat și în Alep, în orașul care în momentul de față nu prea mai există, și din Homs și din Hama. Nu erau alte popoare, alți oameni care să fi venit asociindu-se cu valul de migrare și pentru a obține o viață mai bună, așa cum în multe din știrile apărute la televizor, citite nu doar în România, dar și în alte țări, apare această informație. Lucrurile, văzându-le din interior, sunt cu totul și cu totul diferite de orice manipulare sau distorsiune legată de acești oameni. Da, e adevărat, nouă ne este teamă de tot ceea ce ar putea să ne reducă din resursa personală. Și reacția noastră a românilor în momentul în care s-a pus problema în anul 2015 că avem o cotă de sinistrați pe care, de refugiați pe care ar trebui să îi primim, ne-am înspăimântat. Mai mult, informațiile legate de fiecare atentat din Europa duc întotdeauna spre ideea de refugiații din Siria și din alte țări care au venit și ei sunt autorii, și uite, dintr-o dată totul explodează, totul este lipsit de control. Și de aceea spun că din interior lucrurile sunt foarte diferite și mai puțin contează ceea ce citim în ziare. Contează că în Grecia ajung ca și primă țară din Siria foarte multe familii, dar nu numai, pentru că sunt copii, dau un caz particular, o femeie avea 10 copii, de fapt nu erau a ei, doar 4 dintre aceștia erau proprii copii, ceilalți rămăseseră fără părinți. Erau copiii de prin cartier pe care i-a luat împreună cu ea atunci când s-a urcat în barcă. De cartier cu care se jucau copiii, ei, colegii de școală și a căror părinți au fost omorâți. Au fost omorâți. Isisul ăsta, nu pește prăjit ce e la acolo. Da. De minunea aia de acolo, în Ghilinele. O mamă nu pleacă de acasă, asta îmi spunea familia din Timișoara, că o mamă nu pleacă și nu și asumă viața copiilor ei pentru că este bine. În momentul în care nu mai ai absolut nimic și știi că s-ar putea în următoarele 24 de ore să-ți pierzi viața, o iei la goană și nu te mai gândești la nimic altceva. Păi da, uite, e foarte important, pentru că dacă am cunoaște din interior, așa cum a spus-o dumneavoastră, drama acestor oameni, n-am mai gândit noi ca opinie publică, refugiat sirian sau, mă rog, din zona aia, egal terorist. Pentru că noi așa gândim în momentul de față, da. Că ni s-au indus lucrurile astea, da? Ni s-au indus, ungurii construiesc garduri, noi ne speriem că, vezi, Doamne, trebuie să alocăm de la buget niște bani. Ungurii, având câte o absorție, au fost, având o absorție foarte mare de refugiați. Da. Și te gândești așa, și de fapt oamenii ăștia au lăsat viața lor. Nu mai aveau nimic, nu mai aveau ce să mai lase. Bun. Ei au venit viața lor a fost distrusă, ei au fugit să-și salveze viața, eu înțeleg lucrul ăsta. Dar oare noi suntem în stare să facem un exercițiu de ăsta? Oare cum am reacționat dacă ar trebui doar să ne salvăm viața fără nimic din jurul nostru? Refuzăm să facem, refuzăm nici asta, măcar la nivel de imaginație n-am vrea să ne gândim. Am cunoscut un om, inginer mecanic, a lucrat în viața lui în foarte multe țări. În Siria avea o avere considerabilă, nu mai are nimic.
Știa doar că are o meserie pe care o considera aur, însă în cele 11 luni de când se afla în tabăra de refugiați, firește monitorizată de către armată, nu a mai putut să mai câștige nici măcar un cent. În foarte multe cazuri, acei oameni nu sunt toți needucați, sălbatici, aparținând unor grupări islamice dornice să gândească atentate. Sunt oameni care vor să muncească și vor să trăiască. Se citește așa în privirea lor dorința de a face ceva. În fiecare tabără, oamenii ăștia au mai construit din diversele bucăți de paleți câte un scaun, câte o măsuță. În butoaiele în care au primit la un moment dat din partea ONG-urile ulei, au făcut loc pentru a găti mâncare. Din orice încearcă să-și reconstruiască viața. Se gospodăresc acolo pentru că ei nu văd decât de acolo un punct de pornire către o viață, către o nouă viață. Sunt într-o așteptare foarte mare, pentru că asta spuneam, Italia și Grecia sunt țările, primele țări în care ajung refugiații. De acolo rămân în urma interviurilor să fie redistribuiți spre țările Uniunii Europene, dispuse să primească, să-i primească. Una dintre femeile, știind engleză și învățând foarte repede spaniolă, lucra împreună cu o fundație din Spania. Și îmi spunea, pentru că tot timpul era cu copilul în brațe, că soțul ei este în Turcia și nu știe dacă o să-l mai vadă, că fratele ei a ajuns în Germania și mama ei este prin Italia. Și încearcă din răsputeri să le trimită bănuți ca să poată vorbi la telefon. Deci măcar atât. Da. Dar care a fost senzația când ați intrat în tabăra asta? Un om care vine dintr-o normalitate așa. Aveam exercițiu înainte de a merge la sinistrați, la oamenii care și-au pierdut casele în urma inundațiilor, dar nu-mi imaginam că lucrurile pot să fie de 100 de ori mai puternice. M-am speriat la început și credeam că nu o să fiu în stare să pot vorbi, pentru că reacția a fost să rămân înmărmurită. Pur și simplu m-au blocat. Numai că atunci când vin copii spre tine, vin oameni spre tine și se uită la tine cu acea speranță, parcă de undeva îți vine și forța să le vorbești, pentru că în mare parte ei se bucură nu neapărat doar de cele duși de mâncare sau de îmbrăcat. Se bucură că sunt oameni care vin printre ei, care nu sunt doar soldați. Am înțeles că acolo este foarte strictă politica armatei grecești. Da, pe mine m-au certat că le-am dat bomboane. Nu se intră decât cu anumite aprobări și sunt cu ochii pe fiecare mișcare, nu? Da. Soldații din armata greacă, de la intrare este un gard deci care împrejmuiește tabăra. E un fel de lagăr, cumva să-i spunem. Un lagăr de ăsta cu... Modern. Da, un lagăr modern. Acolo ce există? Există niște oameni care nu mai au nimic. Da. Care și-au salvat viața și care, când apare câte o figură străină, le mai alimentează o brumă de speranță, nu? Poate... Se va întâmpla ceva. Se va întâmpla ceva. Poate vine cu o veste bună, da? Poate astăzi voi avea șansa... Tot așa stau în corturi, tot da. Cu igienă precară, cu toalete... Nu au apă. Nu au apă, e aceeași poveste. Căldură. Nu? E aceeași poveste. Hrană. Statul grec, în cea mai mare parte, le dă să mănânce paste fierte. Acea bomboană dată de Crăciun, spuneam că am fost certată de către un soldat, era cea mai mare bucurie pentru acei copii. Litru de ulei dat de familia din Timișoara, kilogramul de carne adus și pus în pungă, reprezenta pentru ei o adevărată avere. Realmente comportamentul lor era... Ar trebui să ne mișcăm un pic în concepția asta noastră, că se poate întâmpla oricând, așa, oricui. Și oricui, și că viața nu poate fi doar atât frumoasă și lineară cum e acum pentru unii dintre noi, nu? Și teoretic n-ar trebui să ne mai speriem, să spunem pe același
picior de egalitate, refugiat egal terorist în România, nu? Sau om al străzii, pentru că el a ales chestia asta. Și pentru este vinovat și că trebuie să-și plătească... Și că trebuie să nu ne uităm că sunt mai jos ca noi oamenii ăștia și n-ar trebui să ne intereseze, nu? Dacă am putea să facem acest exercițiu de a vedea cu alți ochi pe cei aflați în nevoie, ar fi în primul rând un beneficiu personal. Vă mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune. Dacă aveți de tras vreo concluzie, probabil vă veți trage dumneavoastră într-o introspecție normală. Dacă nu, asta este. Noi am încercat. Știrile BEUNO TV cu Gențeana Coman, imediat. Toate bune!